astăzi, într-o zi însorită aici la Sătic, în complexul sportiv Pomicom. Transmitem în direct și în exclusivitate finala pentru locul 5 și 6 dintre Kids Tâmpa Brașov și Sport Star Buzău. Aia, Ion! Ion, vino aici în dreapta! Joacă cu David! La magie, capita! David scoate până la grafița. Câștigă foarte bine aici Gașpar. Opți în posesia jucătorii de sub Tâmpa. Rămân în posesie. Ardeleni și acum portarul Gașpar. Manea luptă cu Gafița. Reușesc jucătorii de la Buzău să scoată mingea din zona de careului și acum Gafița a plecat pe contraatac, șutează, respinge portarul Surdu. Ion! Corner! Du-te bujiac, rămâi Petru! Du-te bujiac în careu! Petru, rămâi tu aici! Du-te bujiac în fața porții! Hai Ion, șutată! David se pregătește să execute lovitura la colțul terenului. Hai bă frate, că așa a fost distanța, de unde poți să-mi spui așa? Hai, Mărzan. Urcă Ion! Bravo! Bravo! Hai Gafița! Aian în spate! Bravo, bravo copii, bravo, bravo! Ianis, acolo între apărători! Aian, să-l ai pe piept, dragul meu! Pe piept, mă, nu în spatele tău! Zaharia. Și acum David iese foarte bine Gașpar și respinge, reține doi timpi. Mâna a faultat în preajma suprafeței de pedeapsă a formației din Buzău. Iată-l pe Surdu, portarul brașovenilor. El a mai scris goluri pe perioada acestui turneu din asemenea poziții. Haideți să-l urmărim. Surdu trimite cu destul de mult noroc. Lorenț reușește să reține Cojocaru. Manea. Din nou Manea, Zaharia a încercat să combine cu Manea acolo. Lovitură liberă pentru echipa din Buzău. Urcă! Urcă! Gafița deposedat din spate. Curaj! Pricop a încercat să-l angajeze în adâncime pe Manea. Vâjiac. Obțin posesia jucătorii din Buzău. O primă ocazie la poarta buzăinilor. Aparține numărul 10. Manea a șutat slab. E la posibilitatea lui Lorenț să rețină. Acum buzăinii încep construcția din propria jumătate de teren. Schimbă locurile! Schimbă locurile! Da! Haide! Schimbă locul, Vița! Ion David.
repede. Las-o, las-o, las-o. Tu bați încă o dată, că e a noastră. E bine. E bine, bravo. Mișcă aia. Bița! Stânga, bița! Dreapta, Iani! Bravo, du-te! E un navie pentru Cojocaru. Cojocaru, ia vino cu aici. Neatent, jucătorul Buzoian a scăpat mingea în afara spațiului de joc. Repun brașoveni și acum Gafița recuperează, se s-o opune foarte bine. Portarul Surdu reușește să scoată brașovenii mingea din zona periculoasă. Mai spate, Aian! Hai, Petru, fata la joc! Dă-i-o lângă tine! Bine! Bravo, nu-i nimic! Albastru, corect! Aian! Ia uite, vină cu el! Hai, Aian! Hai, Aian, atacă! Nu lăsa să-i gândească! Aian, atacă-l! Pleacă de un singur în banda stângă. Bravo, scapă mingea de sub control și... Revenim de la margine pentru formația din Buzău. Vino aici, Petru! Bravo! Bravo, încă o dată cu Cișem, urcă și nici ușa cu el. Schimbă loc! Da! Da! Haide, băi! Bravo, Ian! Bravo, Ian! Bravo! Bujiac, Aian acolo se luptă pentru acest balon, obțin posesia jucătorii din Brașov și acum un hands produs de Petrubiță. Surdu Șaila în mare. Ion! Unul în gaz! Capita! Lipiți-vă! Băi, Aian! Sunt din doi jucători ai echipei din Buzău, Stoian și Cojocaru. Surdu trimite direct în Stoian. Resimte micuțul jucător din Buzău. Hai, dă-i drumul, Cojocaru! Ion, dreapta! Hai, Cojocaru! Stoian! Sunteți trei! Așa, Matei! Cojocaru a încercat să treacă acolo în banda stângă de adversarul său direct, însă a scăpat mingea în afara suprafeței de joc, au repus repede la margine ardelenii. Du-te la ultimul apărător acolo, Matei! Petru! Cujion! Petru! Spatele eu! Cojocaru! Cojocaru, ești de față! Ion, mută! Dă-i-o! Urcă! Pleacă, Cojocaru! Lăsați-l în față! Doresc! Doresc! Stoian! Un pas să puncteze micuțul atacant brașovean. Hai, Ion! Hai, Ion! Hai, Ion! Du-te, Cojocaru! Hai, Cojocaru! Du-te, Ion! Ion David și acum portarul Surdu. Fiți aici! Trimite lung cu mâna până la Stoian. Stoian dă unul singur, iese Lorenz, ocazie mare pentru ardeleni. Stoian a trimis de puțin pe lângă stâlpul din stânga al porții apărate de Lorenz, iată prima mare ocazie de gol, se consemnează la poarta buzoienilor și l-a avut în prim plan pe micuțul fotbalist de sub tâmpa, Luca Stoian. Gafița spate, Ion! Mai spate puțin! Hai, Cojocaru! Surdu, lamentează cu mingea la picior. Băi, dar... Încerca să trimită o diagonală pentru
Zaharia însă a trimis prea puternic, Mirja a părăsit la față de joc, acum Gafița, Ion David. Câștigă posesia Stoian, iese foarte bine Lorenz și reține. Hai, Ion, dreapta, Ion! Hai, Matei! Hai, Ian, protejează! Dă-i drumul! Du-te! Stoian, preluare frumoasă, vine și la ajut Avram. Bravo, roșu! O jocară, fracă! Și posesie pentru Sportstar Buzău. Timpă! Da. Cojocaru vine și recuperează, se grăbește Cojocaru și trimite în afara suprafeței de joc. Stoian în fața porții, respinge Lorenz. Haide, haide, mă la joc! Da-i-o! Hai, Ion, mai sus! Hai, Ion, poate! Bravo! 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 Ion, nu pleca! David! Hai, Ian! Bravo! Hai, Matei! Bravo, băi, Dan! Uite-te, băi, din jurul tolare! Ești mai mult din pot! Ești mai mult! Ești, du-te, Gafița, în presi! Gafița, atacă! Fugiați! Stoian, preluare greșită! Da, Ion! Nu avea pe nimeni în spate, a făcut o preluare largă. S-a scupat mingea fără din joc. Hai, Matei! Acum Gafița și Cojocaru scapă. Cojocaru întârzie. Cojocaru, Gafița șutează și el pe lângă poartă. Fața la joc! Fața la joc! Stringa, Fugiac! Stringa, Fugiac! Hai, Luca! Hai, Luca! Du-te! Bravo! Haide, 2 contra 1! Hai, Anis! Gafița, contra-atac 2 contra 1 al buzăinilor. Bravo, băi, bravo. Cojocaru a pierdut un tempo și a scăpat mingea. David în spate, bravo. Gafița acolo. Vă schimb cu David. Gafița, Cojocaru. Ținerul de joc repun ardelenii prin surdu. Hai, Matei! Noi bate, bate Cojocaru! Hai, Ianis! În fața porții, Ianis! Haide! Cojocaru în fața porții, haide! Este foarte bine surdu și respinge, rămân buzăinii la balon. Cojocaru a încercat să joace rapid cu Vâjiac. Acolo s-a aflat Stoian. Vâjiac, David șutează și 1-0 pentru Sportstar Buzău. Iată, Ion David reușește să înscrie în urma unei faze care nu se anunța atât de periculoasă la poarta celor din Tâmpa. Așadar, Kis Tâmpa Brașov Sportstar Buzău 0-1, autorul golului Ion David. Hai,
Hai, David! Hai, David! Ion David, autorul golului. Pojocaru lovește greșit mingea. Hai, mă, mai repede, ieși afară. Și iată, antrenorul Buzoianu schimbă pe autorul șutului de mai devreme. Zaharia a încercat o preluare pretențioasă. Mingea a ajuns în cele din urmă în brațele portarului Lorenz. Foarte bine! Hai, Ion! Hai, Ion, unul contra unul! Bravo! Robert, hai, Nido, puțin! Da, bravo! Robert la margine! Ion! Uite pe Căinușă, dă-i-o! Ion să nu greșească! Vujiac! Bravo, nu-i nimic! Bravo, încerca să trimită printre acolo pentru... Hai, aleargă puțin! Dă-i, Robert! Găinușe, însă atenție, ardelenii au reușit să respingă tot Vâjiac în lung de linie. Mingea părăsește suprafața de joc și acum trebuie la margine pentru ardelenii de la Chiț, Stâmpa Brașov. Surdo. Stoian, preluare prea largă, îl întâmpină Ion David și trimite în afară de joc tot Ion. Bătut lovitura liberă. Vâjiac îl are pe Gafița. Se opune portarul Surdu. Ocazie de 2-0 pentru echipa din Brașov. Hai, Ion! Haide! David! Vorbește puțin cu Neador. Mai spate, Ion! Robert! Robert! M-a sunat al meu. Da, sună sau nu sună? Lovitorul a cuțit în partea dreaptă, unde s-a dat ataca adelenilor. Se dau lupte crâncene acolo în spasa de pedeapsa buzăinilor. Reușesc buzăinii să scapă cu fața curată. Vâjiac trimite în afara suprafeței de joc. Avram a scăpat mingea în afara suprafeței de joc și acum Găinușe a încercat să-l angajeze în adâncime pe Avram. S-au opus jucătorii ardeleni. Gașpar, Eduard Gașpar se mită pentru Avram. Șut din prima, respinge, reține foarte bine Lorenz. Mărzan. Bravo, Ion! Bravo! Dai drumul la Zaharia. Ia prin planul, acum Gafița câștigă. Însă același Mărzan a încercat să-l angajeze în adâncime pe Gașpar, mai rapid decât jucătorul ardelean s-a dovedit a fi de această dată portarul Lorenz. Acum Avram pe partea stângă. Elegant trece de apărătorul Mărzan, a șutat la prima bară, a respins foarte frumos portarul Surdu. Robert, atent la cinciar! David, Gafița și Vâjiac să invită reciproc la minge. Gașpar. Aianis, protejezi! Bine, și recuperează foarte bine Gafița. Gafița la un pas să piardă posesia.
și acum portarul Lorenz. Un final al primei reprize. La pauză, Kitz, Tâmpa Brașov, Sport Star Buzău, 0-1. A doua întâlnire între Kitz, Tâmpa Brașov și Sport Star Buzău. La pauză, Buzăunicul duc cu 1-0. Iată pe brașovenii. Au început repriza secundă în forță. Pierde Stoian în luptă acolo cu Gafița. Avram, Gașpar. Acum Gafița de unul singur îl întâmpină Stoian și obțin Adelini, obțin posesia. Bravo, Ian! Bravo, Ian! Hai, Ian, mai faci! Ianis! Lovitură de la cursul terenului pentru Chestâmpa. Șut frumos, surdu. S-a interpus acolo pe traiectoria balonului un apărător buzăian și mingea a ajuns în brațele portarului Lorenz. Robert la margine! Nu pierzi! Nu pierzi! Bravo! Alonet!
intervenție foarte bună, Lorenz în fața lui Stoian a șutat din nou la primăvară. Din păcate nu a cadrat foarte bine și acum Buzoienie în posesie. Lorenz își caută un echipier liber, trimite cu mâna aproape de centrul terenului. Sordu pleacă de unul singur, șutează în cross, de puțin a trecut mingea pe lângă poarta apărată de Lorenz. Gafița e fără mingea lui Avram. Gafița are până de la margine. Resping Ardeleni. Bujiac. Matei, pe cine? Hai, Mihaită! Da, Ayan! Bravo! La locul tău, Ayan! Stoian a încercat să-l angajeze în adâncime pe Mane, însă s-a interpus acolo pe traiectoria balonului Bujiac, tot Ardeleni în posesie și reușesc să restabilească egalitatea. Leonard Avram a șutat din prima și a reușit să înscrie cu toată opoziția portarului Lorenz. Iată, Chis Tâmpa Brașov, Sportstar Buzău, 1-1. La portar, Russo! Mai sus, Russo! Hai, Lorenz! Încă o dată! Hai, Russo! Stoian Patrick! A sesizat acolo că poarta era părăsită de Lorenz și a încercat din prima să trimită. Însă nu a cadrat bine și a trimis pe lângă. Bravo, Patrick! Mane a salutat pentru această minge, obținut provizor de la costul terenului, însă Gafița, Vujiac, Avram, autorul golului egalizator al Ardelenilor, a trimis puțin alături. Protejez! Vino, băi, Gafița, aici! Vino aici, Gafița! Uite, Ayan, pe Gafița, vino, mă, să primești! Gafița, Iani! Ayan! Păi, Ianis! Hai, Gafița! Bravo, Russo! Prind-o! La margine! La margine! Hai, haide, hai, Gafița, hai, Gafița! Hai, Ion! Nicoace! Bravo, vini, Mitea! Ia, Russo, marcaș! Hai, Ion! Stoian câștigă posesia, trece în spate până la Sordu, reprimește Stoian. Scoate jocul la margine pentru Pricop. Se fură pentru un moment mingea Gafița. Același Pricop intervine din nou Gafița. Sordu foarte bine s-a poziționat acolo și a dejucat faza de atac a buzoienilor
Sordu scapă mingea de sub control. Stoian și repunele din propriul careu al echipei din Buzău. Bravo! Hai Anis! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Ion! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Gafița! Hai Rusu! Bravo, băi! Paul! Bravo, Ianis! Pricop îl faultează pe Gafița, lovitură liberă pentru Sportstar Buzău. Vă reamintesc că finala pentru locurile 5 și 6. Gafița scapă în viață sub control și acum Stoian pleacă de unul singur, vine și întâmpină David. Este foarte bine Lorenț dintre buturi și respinge din fața micuțului atacant transilvanean. Gafița. Și acum Stoian. Bravo, Rusu! Haide, haide, hai Ani! Hai, Ian! Bravo! Hai, Ian! Mărzan! Cal, Rusu, cal! Greșesc buzoienii. Sunt acolo pentru minge. Da-i-o, bă, băiatule! Zaharia. Gafița, stop frumos. Hai, Ian, la margine! Băi, Ianis! Ianis! Și obțin posesia buzoienii. Joacă pe Ianis! Rusu nu pleca de acolo! Mișcă-te, Iani! Davi, cum o să mișc? Du-te mă la primit! Du-te mă la primit, bă, băiatule! Ioan, du-te la primit! Mă uite roșu în spatele tău, băi! Băi, eu! Gafița... A primit... Vujiac obține posesia, repune de la margine pentru buzoieni. David obține lovitura liberă. Pricop obține lovitura liberă. Pricop pentru Stoian. Iese foarte bine Lorenț și trimite în afara spațiului de joc. Se grăbesc ardelenii, Stoian pentru Mărzac și acum portarul Lorenț. Stinga Lorenț, dai-o! Târziu! Dai-o lui Petru mai repede, mă, copile! Dar urcă-i singur! Urcă! 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 Gafița intră în posesie, deposedat de Pricop și acum Manea faultat la circa 10 metri de poarta apărată de Lorenț. Gafița, ne apărăm! Stai în zid! Băi, Pep! Treci, bă, că ne apărăm! Stai în zid, acolo! Povește cum trebuie! Treci în zid, Petru! Ion! Sordu și-a luat elan, va încerca cu siguranță să trimită către poarta apărată de Lorenț și 2-1! Bravo, bă, bă. Că n-a fost nimic! Că uite așa, Iurea, n-a fost nimic! A fost cor la cor! Urcă la pita mai tot!
Hai, că ai muiat, Ion? Da, urcă plecul. Bravo, copilă, bravo. Asta nu-i faul, da? Ușor. Bate gafița, noi bate. Ianis, vino mai aici. Vino mai aici. Leo, ia. Băi, David! Vino mai să jucăm! Pleacă gafița aici. Ia, hai, bă, cu șase. Băi, David! Vă schimb de loc cu Ianis. Vino mai aici, acum. Bujeac greșește și acum Surdu, faultat, plecase de unul singur către poarta buzoienilor. Hai, Petru, vino aici. Dașu, vino aici. Se resimte Bujeac în urma contactului avut puțin mai devreme cu Avram. Petru, vino aici! Dașu, du-te la locul tău, fundaș! Bocanu, dreapta! Hai, Loret! Trimite spre poartă și 3-1. Leonard Avram majorează scorul, iată, după ce au fost conduși la pauză, Chistâmpa a reușit să puncteze de 3 ori. Chistâmpa Brașov, Sport Star Buzău, 3-1 în finala pentru ocuparea locurilor 5 și 6. Mărzan scoate la margine pentru Manea. Respinge celălalt număr 10, Ion David. Tot el interceptează balonul și pleacă de unul singur pe partea dreaptă. Îl datonează îndeaproape Mărzan. Scapă balonul în afară, aproape de joc. Poziție pentru Adani de la Chistâmpa. Faultat Surdu. Ion! Joacă cu David, du-te băi, David a primit! Gata, pleacă gafita, stânga, stânga gafita! David, rămâne la mijloc, la rând, la aproape pe... Tudor, ieși! Ocazie mare de 4-1 pentru brașoveni. Zaharie, Surdu, îmi cer scuze, a trimis pe lângă poartă. Urcă! Urcă! Ion David vine din spate și îl deposedă de Stoian. Hai, David! Hai, David! Bravo, Cristin! Hai, Ion! Dai-o pe David! Papița. Acum Surdu și posesie pentru formația Kids Stampa Brașov. Stoian pleacă de unul singur, șutează, se opune acolo Tudor Alexandru și lovitură de la colțul terenului pentru formația de sub tâmpa. Surdu pierde în fața lui Gafița. Rămân însă ardeleni în posesie. Pricop. Hai, Loret! Surdu. Hai, Loret! Gafița recuperează și pleacă de unul singur. Hai, Loret! Pe partea dreaptă. De posedată în prima fază, revine Gafița, pierde din nou în fața lui Pricop. Acum Lorenț a venit din spate, Stoian. Surdu. Lorenț șutează, contractă în momentul șutului. Frumoasă faza de atac a buzoienilor. Matei!
ales ce număr ai. Iată Ardeleni în fața golului de 5-1. Manea șutează foarte slab, dă posibilitatea buzelor să respingă. Acum Gafista se complică în preajma propriului careu. Zaharia greșește serviciul. Și acum Lorenz pleacă de unul singur pe partea dreaptă. Viteză mare a jucătorului Buzoian, a încercat să mute jocul pe partea stângă, a trimis prea puternic și mingea a părăsit suprafața de joc. Zaharia pentru Manea trimite în prima, 5-1. Lorenz reușește să țină mingea în joc cu Jocaru. Se afla singurul Buzoian în careul advers. Tot Lorenz execută lovitura la colțul terenului. Trimite în față, respinge portarul Ardelenilor și acum Pricop. Reține portarul Matei Cojocaru. Hai Cojocaru să primești! Haide! Doare Cojocaru! Doare spate! Doare de jos! Pleacă pe Matei cu zonă liberă. Bocanu, vino aici! Nu te striga Matei, nu vezi că a venit Bocanu aici? Nu de partea cealaltă! Cojocaru scapă mingea de sub control, se apără bine pentru moment Ardelenii. Avram scapă mingea de sub control și el și iese în afara suprafeței de joc. Repunde la margine Buzoienii Cojocaru, Pricop și se fluieră finalul partidei. Vechi Stâmpa Brașov, Sportstar Brașov. Să cu bine și felicitări. Mulți aplauze, două echipe bune, Stâmpa și Buzoul, un joc spectaculos.